Slăvit să fie Domnul Iisus! Dragi frați și dragi surori în Domnul, dumneavoastră toți pe care Dumnezeu v-a chemat la sfânta pocăință, dumneavoastră toți care ați primit un titlu înalt de fii și fiice a Domnului Dumnezeului nostru, care este viu și sfânt în veci, glorie Lui! Amin. Frați prea iubiți, după jertfa pe care ați depus-o și sărbătoarea aceasta minunată, am crezut de cuvință să particip și eu măcar la încheierea acestei jertfe și să fiu părtaș cu dumneavoastră, cum de altfel de multe ori, de ani și ani, ne împărtășem bucuriile împreună, să o facem și azi cu drag, pentru mântuirea noastră și pentru preamărirea jertfei Celui ce s-a jertfit pentru noi, glorie Domnului Iisus! Oricum, cât ați făcut, Domnul să scrie în cartea sa. Pe vremuri făceam și noi așa, în special evangheliștii, prorocii, păstorii, hotărăm câte un 3 zile de post și rugăciune, odată în Feleac, odată în Turda, odată în Sebe și odată, ce știu eu. Și ne adunam acolo, dar nimeni nu mânca și nu bea apă, 3 zile și 3 nopți, nimeni. La urmă se făcea o masă de dragoste și era de obicei joi, vineri, sâmbătă, până sâmbătă, noaptea târziu, iar duminica eram în biserică și Domnul lucra cu bogății de har. Slăvit să fie Domnul! Pe vremea aceea, de altfel, ca și astăzi, ăștia mai vechi, așa, mai bătrâni, eu, prin harul Domnului, mai am câteva zile și pun în spate 83 de ani și trec pe 84. Dar eu în biserică n-am beut apă niciodată, nici nu pot spune că mi-o fost sete. Pentru că atunci când mergi la biserică, nu trebuie să-ți umpli stomacul. Dar văd că obiceiul ăsta sfânt s-a gătat cu el. Acum, unul cafeaua, altul bomboanele, altul biscuiți, până adunare, apă, văd că curgem aici, nu știu cine plătește atâtea sticle. Că eu n-aș da 5 bani pe niciuna din ele, dar cineva își cheltuie banii. Nu vreau să vă osândesc, dar aș vrea să vă corectați. Doamne Iisuse, binecuvântă-ne! Am gândit că e bun, măcar că l-am mai folosit și alte dăți. Tema aceasta pe care a expus-o în fața celor din Roma, Sfântul Apostol Pavel, din capitolul 13 cu 11, subtitlu așa de minunat, după cum ați auzit citirea 13 cu 11, veghere și curăție. Nu știu dacă ați stat și nopți de veghe sau numai ziua v-ați adunat, dar aș vrea să vă spun că un ceas din noapte
face tare mult. Noi avem asta, obiceiul ăsta, de exemplu, un ceas de la 1 la 2 sau așa, să stai pe genunchi, să te rogi. Și eram în luptă cu autoritățile de atunci, cu securitatea, cu greutăți. Acum astea s-au dus, acum e o libertate. Nu știu când va fi să o plătim, cum am putea o plăti libertatea asta. Dar acum este, glorie Domnului care ne-a dat-o. În schimb, atunci cerem de la Dumnezeu câte un lucru. Și dacă câte 5 zile sau 7 zile ne unem 3-4 sau câți ne unem să stăm pe genunchi în fiecare noapte un ceas, primei de la București hârtii, cu ăla nu mai avem treabă, sau cu ăla așa, sau cu ăla așa. Deci postul lucra la mintea celor mai mari vrăjmașa noștri. Și Dumnezeu împline cererile noastre. Postind și rugându-ne, avem mari biruințe. Așa am cunoscut și eu pe Domnul. Glorie Lui! Dumneavoastră acum în libertatea asta, n-ați avut poate așa probleme sau nu v-ați pus de gând ca să luptați în felul acesta cu problemele. Dar eu vă spun că lucrează această formă de a te zmeri înaintea lui Dumnezeu cu post, cu rugăciune, lucrează. Domnul să ne binecuvinteze. Veghere. Ce înseamnă veghere? Poate că nu vă gândiți cât e de cuprinzător cuvântul veghere. Câți de aici ați făcut armată? Știți, dacă era soldatul pus de pază, de exemplu, la drapelul unității, 3 ore, numai ochii în cap îi mișca, așa stătea, cu atât atenție, că nu cumva cineva să vină să fure drapelul. Dacă ar fi reușit cineva să fure drapelul unității, a doua zi unitatea aia se desfința, iar respectivul putea fi pușcat sau închis pe ani și ani. Noi suntem cu toți puși de veghe. Unitatea noastră e biserica. Dacă veghem bine, păzim biserica. Dacă nu veghem bine, biserica încetul cu încetul scade. Băgați de seamă că nu veghează unul și cade, cum zice aici versetul 13, să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri. La unii le place mult să chefuiască și nu-i potrivit cu adevărul. Apoi, și nu în beții. La alții le mai place să mai bea câte o bere, câte nu știu ce, nu știu cum. Dar Pavel Apostolul ne sfătuiește că asta nu mai ține de veghere. Asta strică unitatea, biserica, că se aude și la urmă e atâta necaz. Nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Auziți la ce trebuie să veghem noi? Păi când se întâmplă câte un caz din ăsta, ca unul din frați să cadă în curvie sau în fapte de rușine chiar neștiute de nimeni, uitându-se pe internet,
își face singur de cap acolo, în casa lui, și mai sunt încă așa josnice minți că unii împreună cu nevasta și cu copiii stau și se uită la așa minuni. Acestea sunt fapte de rușine și aceste fapte de rușine strică unitatea. Strică unitatea. Poate nu aude nimeni, nu știe nimeni, dar pe tine, în primul rând, te dă diavolul gata. Tu numai poți să cânți și în adunare stai ca mut. Tu acasă nu poți cânta deloc. Tu pe drumurile tale tu nu poți cânta. Mai pui câteodată câte o cântare acolo, la mașină, la jucăria ta, dar aia o ai de un an de zile acolo și dacă te-aș pune acum să o cânți, tu nu știi. Ai ascultat-o un an de zile, dar n-ai învățat nimic din ea și nu știi. Nu așa era vegherea noastră. Atunci, dacă cânta cineva cântare în biserică odată, era plăcută, la terminare, frață zicea, mai cânt odată. Și a doua zi, toate dealurile răsuna de cântarea aia, fără creion, fără caiet, fără nimic. Mintea tuturor prindea cântarea și la lucru pe dealuri, pe câmp, așa minunat suna. Mi-aduc aminte odată de un frate, Mateuț Vasile, un om mai mic de statură, dar cânta tare frumos. A fost undeva în părțile Oradei și cred că trăia în Dorz, făcuse cântarea asta minunată. Pentru ce te zbați în patim și în păcat? Nu știu câți o știți de aici, ridicați o mână să văd. O știți careva? Mai sunt câte unii. Pentru ce te zbați în patim și în păcat? Noi când am auzit-o, atâta ne-a fost de dragă și el a cântat-o cu har și din tot sufletul lui. La terminare am zis încă o dată să o cânte. Toată adunarea a stat pe loc și el a mai cântat odată. A doua zi, mi-aduc aminte, era două dealuri cu o vale adâncă între ele. Dealul ăsta din dreapta, cum urcai la el, îi zice prinături, celălalt îi zice dealul lui Hering. Dar pe amândouă dealurile astea erau oameni la cosă, la lucru, pe câmp, acolo. Începea câte unul să cânte cântarea, apoi o cânta și ăla, apoi o cânta și ăla, apoi la doua, la treilea cântare, cânta și oamenii din lume. Și dealurile răsunau toate de cântare. Dar n-aveau caiete, mă, n-o scris-o nimeni. Dar iubeam cântarea, slăvit să fie Domnul Iisus. Veghere. Deci trebuie să veghezi. Un ostaș, când te duci în armată, cum am dus și eu, numai eu n-am făcut multă armată, dar alții au făcut multă și câte 2 ani. Și așa, la marină era grea armata și în alte unități militare. Ei, atunci când ai sosit, te-o descălțat de păpucii tăi de acasă și de-ai fost cu opinci, te-o descălțat de ele, te-o descălțat de haine, de păpuci și de ce ai avut tu, dar te-o dezbrăcat și de costumația ta de acasă. Nimic nu a lăsat pe tine din ce ai avut. Alții avea freză frumoasă, i-o tunzi la zero, pe toți. Păi nu era vorba atunci să te duci cu barbă sau cu ferească Sfântul. Erai batjocorit rău atunci. Nu se putea așa ceva. Dar acum tare mult să mai predau la călugărie, nu mai vezi că vin cu bărbi. Doamne, ține-le pocăința, ca pe leapădă ei cei de lepădat. Fie slăvit Dumnezeu! Veghere și curăție! Ce se întâmplă? Noi când venim la Sfânta Pocăință, cum am avut eu, râvnă împotriva Sfintei Pocăință,
m-a descălțat Dumnezeu de ea și m-a încălțat cu râvna Evangheliei păcii. Glorie Domnului! Am fost odată la Cerșani, dar asta e de mult de atunci. Poate că să fie 40 ceva, 50 de ani, mai știu eu. De mult de atunci. Am fost la Cerșani și acolo era un ofițer care ieșise la pensie și primăria l-a pus în partea pământ la oameni, că el era om cu școală și oamenii totodată știa că el a fost un ofițer în miliția de atunci și îl cunoștea și se supunea la ce zice el. Dar când a venit aici și a ascultat predica, era și loja sus plină de preoți dintr-o parte în alta, că acolo e un seminar de face preoți pentru bisericile de la țară, așa. Și toți au venit acolo. Și am avut cu ei câteva schimburi de vorbe. Una din ele era, de ce nu te rogi la Maica Domnului? Apoi am zis, dragii mei, acum, cum să fi zis eu că mă rog dacă nu mă rog? Dar cum să zic către ei eu nu mă rog? Că toți erau ortodoxi, toți țineau la cultul Maicii Domnului, cum zice catolicii, chiar în ăsta, mărturisirea lor de credință, la pagina 300 și ceva spune că cultul Maicii Domnului a întrecut cu mult în închinare pe Fiul Său Iisus. Și biserica noastră încuvințează aceasta. Acum, cum să zic eu acolo între ei, eu nu mă închin la Maica Domnului. Dar Domnul mi-a dat putere și gândire. Am zis, dragii mei, eu nu-s de aici. Vreau să mă duc din Cerșani la București. Dar din Costești, adică așa, la București, că și Cerșan și ăsta mereu aici și dincolo, mereu, mereu. Și sunt ființa biserici care spune azi acolo. Într-o săptămână, oriunde stăteam o săptămână, ieșea o biserică, măcar nu era niciun pocăit. Slăvit să fie Domnul! Ei, eu vreau să mă duc acum de aici la București. Și mă urc pe o mașină. Ăla mă duce până într-o intersecție și îmi cere bănuțe. Eu am puțini bani, trebuie să-i dau. Acum spun eu, numai până aici mă duc, o iau încolo. Mă lasă jos în intersecția aia, nu cunosc drumul, nu nimic. Mă întorc, mi-ar trebui ajutor, mi-ar trebui un sfat. Într-un șanț stă un mort și pe șanțul ălalalt stă unul viu. Acum pe cine să întreb, nu mă poți ajuta cu niște bani ca să mă duc până la București? Sau pe cine să întreb, dă-mi o direcție, încătroi Bucureștiu. Pe cine să întreb? Preoți au răspuns de sus, pe ăla viu. Foarte bine! Noi toamna sărbătorim adormirea Maicii Domnului în Ardeal și noi o sărbătorim. Nu, atunci știți ce vă rog eu? Lăsați pe Maica Domnului să se odihnească. Fiul ei, Iisus Hristos, a fost mort și viu. Aveți ceva de întrebat, întrebați-L pe El. Că El vă dă și bani și El vă și spune direcțiile precise către rai. Glorie Domnului! Și să scoală ofițerul ăsta. Domnule, pe ăia de acolo de sus să-i lași în pace, că de ăia nu ne putem noi închide ușile toată ziua. Ei duminica primea mărturisirile de la oameni și luni, mari, miercuri, care cum era organizat, vine și pârea pe oameni. El a făcut așa, el așa. Noi numai trimitem milițienii și îi lua ca din oală și să-mi niramă că nu m-a văzut nimeni, nu știe nimeni.
Ăia să-ia. Măi, când au auzit tot câte unul plecat de acolo, dar ăsta zice, de azi înainte, la mine în casă fă adunare, nu aici, la mine în casă. Și m-am rugat pentru el. Nu l-a cunoscut, dar cum fac eu, la urmă mă rog. Când m-am rugat și-a ajuns în mâini, am strigat odată la el, cine te-a pus pe tine să împarți pământ la oameni? Tu trebuie să împarți Evanghelia la oameni. Toți oamenii au rămas mirați că el era pus de primărie să împartă pământul la oameni. Dar Duhul Sfânt l-a cunoscut, slăvit să fie Domnul. Și multe altele de felul ăsta. Veghere și curăție. Vrei să lucre Domnul cu tine? Dezbracă-te de prostiile tale. Dezbracă-te de gândurile tale. Dezbracă-te de poftele tale trupești. Dezbracă-te de gândurile tale necurate. Și lasă-ți lucrurile care te duc în rătăcire. Nu te lăsa prădat. Ieri seară am fost la Cătane, comuna aia Cătane, lângă Pitești, și acolo a venit un frate din străinătate și a întrebat la telefon pe Persida, unde ești, unde merge fratele? Eu spus sâmbătă seara un fi la Cătane și el a venit cu mașina până acolo. Dar când am început să vorbesc cu privire la situația lui și am spus-o direct, este aici cineva care-i chinuit rău din pricina jocurilor de noroc. Poți să vii în față, odată s-a sculat și a venit aici. L-am întrebat atunci câtă datorie ai pe urma jocurilor de noroc, vă 40.000 de euro, mult mai mult. Era distrus, familia distrusă, copiii fără hrană, fără îmbrăcăminte, în străinătate, nu mai putea da două cu două. Vedeți, dragii mei, poate că sunt și aici minți slabe care lucrul lor sau care și împrumuturi de la unul, de la altul, ieși și bagă acolo la Satana în straiță. Și Satana după aceea așa-i duce mintea încât ajunge să se bolnăvească, alții să se sinucid și așa mai departe. Toate patimile astea sunt urite înaintea Domnului și trebuie veghere și apoi curăție. Măriți să fie Domnul! Alții smărcinați de sexualitate, toată noaptea stă și se uită la lucruri scârboase, mintea lui se întunecă, nu mai poate avea o legătură cu frații, încet, încet se trage la o parte, unitatea lui cu biserica se strică, unitatea lui din familie se strică. Și diavolul galopează și în cele din urmă își simte nevoia de a striga după ajutor. Și unii se împetresc și nu strigă, alții vin și strigă, dar trebuie luptă mare ca să scape. Alții au început acum de mici cu droguri. Și drogurile, după ce le-ai luat odată, îți trebuiește 5 ani. Cineva să te vegheze ca să nu mai ajungi să iei odată droguri, că iară te duci înapoi. 5 ani îți trebuie de luptă. Păi nu, mă, educați-vă tinerii, educați-vă copiii să nu ajungă la așa ceva. Nouă ne trebuie veghere și curăție. M-am bucurat așa de mult de ideea asta, cred că de la fratele Dan a venit, nu? Ca să fie o adunare așa pe 3 zile, aproape cu joia 4. Mare lucru, frumos lucru, dar câți din cei ce ați participat aici
v-ați mărturisit stările și ați luat o hotărâre ca să vă despărțiți de păcatul vostru. Trebuie veghere și curăție. Măriți să fie Domnul! Amin. Nu vă lăsați îmbătați de poftele trupești, nu vă lăsați îmbătați de patimi diferite, nu vă lăsați îmbătați de cuvinte dulci și prietenești care te îndeamnă să te îndeparți de Sfântul Dumnezeu, ci stai tare în Hristos, glorie Domnului Iisus. Iată ce zice, și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Dragii mei, oamenii prinși de patimi spiritual dorm. Oamenii prinși de patimi nu-și văd propria lor situație până când n-ajung de dau de grele. Nu-și văd că ei dorm, dar Pavel striga, este vremea în sfârșit să vă treziți din somn, întrucât știți în ce împrejurări ne aflăm. Și în ce împrejurări ne aflăm? Războiul e aici, la porți, nu? Știți? Apoi, pedeapsa lui Dumnezeu peste România, în vara asta, s-a arătat din plin. Am fost pe Banat și în jos și în sus, tot cucuruzul a murit de mult și cerealele nu mai sunt. Poate și pe aici, pe la dumneavoastră, să fi fost seceta asta, dar acolo am văzut-o grozav, că Dumnezeu să răzbună pe noi. Și acum le-a mai dat în gând la ăștia mari ca să mărească prețul la gaze, la curent, la benzină și să vezi când se strânge șurubelul și când nu vei mai găsi în prăvălii ce cauți și nu vei mai avea pe masă tot ce vrei, să vezi atunci ce se vorbește azi din Sfântul Cuvânt. Întrucât știți în ce împrejurări ne aflăm, este vremea în sfârșit să vă treziți din somn. Amin. Glorie Domnului! Amin. Să lăsați pe diavolul cu acțiunile lui în pace și să vă împreteniți, cum zice Iov, împretenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Mărească-se numele Domnului! Asta e scris în Iov 21, 22 cu 21. Împretenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Dacă tu nu ești prieten cu Dumnezeu, apoi e bai mare. Am fost în munții Țâbleșului la o adunare iară de 3 zile acolo și mai pe ultima m-am pus între 2 brazi care era ca o poartă. Cine vrea poate veni să mă rog și Domnul să-i dea Duhul Sfânt. A venit mulți. Cum intra sub mână, puneam o mână pe el, deschide-ți gura, strigă, Duhule Sfânt, vină, umple-l, merea tot vorbind în alte limbi. Dar mai pe urmă un tânăr cu mânecă scurtă, niște mușchi pe el de, vai Doamne, vine aici și el, pui mâna pe el și îl botează Domnul cu Duhul Sfânt, mereu strigând în engleză, Dumnezeu meu mi-e prieten, Dumnezeu meu mă iubește. Apoi odată ce ți-o dat Duhul Sfânt, atunci sigur s-a legat o prietenie între tine și Dumnezeu. Între tine și Dumnezeu atunci este o iubire. Dumnezeu își arată încă o dată iubirea. Și-a arătat iubirea când te-a chemat la Sfânta Pocăință din iureșul lumii aceștia, din întunere cu lumii aceștia. El și-a arătat o mare iubire, cum a arătat-o și față de mine, mărească-i să numele, fiind plin de ură pe pocăiți, când cineva m-a băgat în adunare mai cu forța,
că de mă lăsa de umăr fugeam și eu, dar nu m-a lăsat. Și acolo am auzit pe Duhul Sfânt vorbind. Când l-am auzit vorbind, un fior a trecut din creștet până în tâlp și toată ura mea a fugit. În schimb, s-a instalat în mine o dragoste pentru frați, pentru cuvânt, pentru adevăr, ce n-am avut-o până atunci. Și am constatat mai târziu ce scrie Sfântul Apostol, dragostea a fost turnată în noi prin Duhul Sfânt. Mulți cred că dragostea se învață în școli. Eu n-am învățat-o. La mine a durat poate 5 minute, prea mult, cât am auzit vorbirea în altă limbă prin omul ăla. Și în cele din urmă, în plâns sumneu înaintea Domnului, s-a umplut inima de iubire. Domnul să fie slăvit. Dar dacă ți-o da Domnul iubirea, atunci tu trebuie să continui să cei de la Dumnezeu pe Duhul Sfânt. Și când îți dă și Duhul Sfânt, trebuie să continui ca să te poarte Duhul Sfânt și să te trimită și să te adune Duhul Sfânt, să știi că ești sub mâna Lui. Glorie Domnului Iisus! Vreau să vă spun una sau două din aceste minunate stări în care Duhul Sfânt te trimite. Odată stăteam acasă să însăra în Sebeșel până nu m-am mutat în Sibiu. Și capăt îndemnul să plec. Unde să plec, că-i noapte, Doamne, unde să plec? Aveam o motoretă Carpați. Și o iau și pe nevastă cu mine, părea că mi-e groază să plec de acasă pe noapte. Și am plecat, așa cum era cu motoreta, târ, 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 am ajuns la Sebeș, de la Sebeș la Orăștie, de la Orăștie la Semerea, de la Semerea la Deva, de la Deva la Pod, la Ilia, care trece peste Mureș, dar să nu trec să o iau pe latura asta la altă, în partea stângă spre Dobra. Și la un moment dat, pe drumul către Dobra, se făcea un drum în sus către Munții Bătrânii. Și am luat-o pe drumul ăla. Am ajuns în Stănceș la 1 noaptea. Doamne, ce să fac eu aici? Dar când am ajuns acolo, am văzut lampă într-o casă. Am oprit. Când ies afară, era o soră a lui Benteu Petre. Vai, fratele Hozan, păi să vii în casă tu. E și sora Miuța, hai să vii în casă. Ne băgăm în casă. Acolo era o trupă de frați care de 3 zile și de 3 nopți stăteau în rugăciune fără să iasă din casă afară și cereau ca Dumnezeu să trimită pe cineva la ei pentru împlinirea unei dorințe. Dar Dumnezeu i-a lăsat să-și împlinească promisiunea. 3 zile și 3 nopți am sosit, deci la ora 1 noaptea, după ce au terminat ei, ce au zis că fac, slăvit să fie Domnul. Dar, mă, tale, te-ai duce așa? Te-ai duce așa de acasă? Altădată, iară, era pe însărate. Mă scol de la masă, Miuță, trebuie să plec, era duminica. Între programe de-a târziu se făcea sară, așa, și urma adunarea de sară, dar eu deja am primit să plec. Unde pleci? Nu știu. Unde pleci? Mă, nu pleca, mâine dimineață trebuie să fii la servici. Unde să pleci? Nu știu, dar trebuie să plec. Apoi cum te duci? Unde vine prima mașină, unde merea mă duc și eu. Măi, Vasile, nu merge, trebuie să mă duc. Plec de acasă, pe la jumătatea străzii, spre ulița mare, aud că vine o mașină. Fuga! Ies în cale, fac cu mâna, oprește, mai avea un loc. Ei erau deja 4 în mașină, mai avea un loc. Și mă poftește, deschide ușa, mă poftește. Nu zic nimic decât îi salut. Că era spre sară, bună sară, așa. Dar
Ieșind din sat, mă întreabă șoferul, unde merg, domnule? Pe unde merg și dumneatale? Că așa am zis, acasă. Mașina primă, unde? Păi eu mă duc în Sibiu. Hai de mine. Păi eu numai cu câteva zile înainte am fost la evangelizare la noi, la Pentecostali în Sibiu. Unde să mă duc acum? Nu mai zic nimic. Și el oprește în cap la strada Pelarilor. Cred că a patra casă era Biserica Baptistă. Aici trebuie să mă duc. Mă duc sus, că avea apartament fratele Poplăceanu sus acolo, până nu și-a făcut casa lui, și bat la ușe. Vine sora Lenuța. Beni! Știi cine e la ușă la noi? Cine? Fratele Hozan. Lasă-l tu să intre, cu vocea lui gravă, așa. Când mă bag în lăuntru, iese și el din cameră. Frate, Domnul te-a trimis. Frate, nu știu. N-am avut o vedenie, n-am avut o prorocie, n-am avut un vis, dar o îndemnare aspră care nu m-a lăsat să stau acasă. Domnul te-a trimis. În seara asta, numai mama tale vei vorbi. Și așa a făcut. O scurtă rugăciune cu câteva persoane așa pe suflete numite de el și o deschis Scriptura, o citit și eu am vorbit. Dumnezeu s-a proslăvit în seara aceea încât toată adunarea a fost numai în lacrimi și în cele din urmă mi-a arătat de ce el n-a vrut să vorbească și care a fost cauza și toate au fost așa de programate de Dumnezeu. Te lași tu condus de Dumnezeu? Tu ești botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Te conduce Duhul Sfânt. Tu ești pocăit. Ai nopți de veghere. Ai ceasuri de veghere. Te scoți tu noaptea la rugăciune. Te scoli sau tu dormi ca un butuc? Sau stai la televizor și te înholbi acolo la lucruri necurate care îți strică mintea. Viu e Iisus! Aleluia! Și El vă cunoaște inimile și gândurile. De aceea cuvântul acesta strigă azi cu atâta putere între voi să trăim frumos ca în timpul zilei. Nu în chefuri și în beței, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă. Câți de aici sunteți certați? Câți de aici pismuiți? Câți? Oare câți? Oare câți? Chiar în familiile voastre n-aveți pace și vă certați într-una, bărbat cu femeie, apoi părinți cu copii, copii cu părinți, copiii s-au sălbătăcit, vor să aibă dormitorul lor, dar cu ușa închisă cu cheia, ca tu să nu vezi ce fac ei acolo. Și asta e o sălbătăcie mare. Nu are voie în casă cineva să se închidă în dormitorul lui. Dar altul iese din dormitor, se bagă în baie, închide, ca și cum ar fi tâlhar din coace. Iese din baie, se duce în sufragerie, dar stă izolat. Nu vorbește cu părinți, nu vorbește ei unii cu alții. Și când vorbește, la primul cuvânt ricoșează. Odată-i gata cearta, odată-i gata vorba acră și amară. Fraților, veghere și curăție, nu așa, pocăința asta e sfântă și noi trebuie să o trăim în sfințenie, mărit să fie Domnul Iisus. Sunt acei în biserică, chiar acum sunt acei câteva persoane care n-au pace în familii și trăiesc în ceartă. Ați vrea să scăpați de Duhul ăsta de ceartă? Ați vrea să scăpați? Ridicați o mână acolo unde sunteți și arătați că vă certați în casele voastre.
care sunt aceia? Ridicați acum mâna, așa, dragă, vedeți? Apoi atunci pocăința, unde-i? V-ați jertfit 3 zile, ați stat aici, mereți acasă, continuați iar așa, dar nu-i voie, voi sunteți sfinți, măriți să fie Domnul, voi sunteți copiii jertfei lui Iisus. Și ce zice ultimul cuvânt pe care l-ați auzit citit aici? Auziți numai ce zice, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Ești îmbrăcat în Hristos? Că de cântat cântăm, câți în Hristos v-ați botezat, cu Hristos v-ați și îmbrăcat. Adică noi suntem îmbrăcați cu Hristos, nu mai țoalele astea, ci Hristos. Noi suntem cu Hristos, apoi ascunși în Dumnezeu. De aceea ni se zice nouă tuturor fii de Dumnezeu. V-am zis, Psalmul 86, v-am zis, sunteți Dumnezei, toți sunteți fiii celui preanalt, dragii mei. Dar dacă nu ținem cărarea dreaptă, următorul verset zice, dar veți muri ca niște muște, vedeți? Adică veți muri fără preț înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă țineți calea dreaptă, pe voi sunteți comoara veșnică pentru Iisus, a Lui să fie slava. Dragii mei și scumpii mei, trebuie să fim foarte atenți la viața asta, că nu o trăim de 10 ori, numai o dată. Și când am încheiat, viața asta se încheie și dosarul vieții și nu mai poți repara acolo nimic. Astăzi, schimbă-ți viața, schimbă-ți viața, tânărule, care ești așa de trudit în gândul tău, de câteodată îți vine ideea, mai bine să mor decât să mai trăiesc și n-ai încă decât o vâstră fajetă. Ești tupătat de aceasta? Te muncește gândul acesta? Poți tu să declari, da, eu sunt, ca Iisus să te scoate din starea asta și să te așeze într-o stare nouă? Poți asta? Ridic o mână acolo unde ești și ne vom ruga pentru tine, că Domnul-i bun și te poate salva. Slăvit să fie numele Domnului! Frați scumpi, nu-i o glumă. Iisus vă cercetează în momentele acestea prin cuvântul Scripturii și prin câte un semn pe care vrea să-l arate. Dă slavă lui Dumnezeu și ridică-te sus, fii tare și Iisus te va împuternici pentru o viață nouă. M-a auzit tu bine? Te aștept și dacă nu ai îndrăzneala acii, să nu pleci până când nu stăm de vorbă, ca să fii salvat, să n-ajungi la chinuri pe care nu te gândești azi cum pot evolua în tine. Doamne Iisuse, fie slăvit numele Tău! Doamne, te rog, îndură-te Tu de biserica aceasta! Biserica aceasta e răscumpărată de Tine! Pentru fiecare ai murit un calvar! Pentru fiecare ți-ai deschis brațele și au fost pironite pe lemn ca să ne cuprinzi pe toți cu harul tău minunat, glorie ție! Dragile mele, surori, gândiți-vă bine că sunt stări și între surori care trebuie neapărat părăsite
sunt stări între surori care așa se dușmănesc și nu pot să se vadă una pe alta și în adunare își caută locul să nu se pună una lângă alta pe aceeași bancă. Dar, Doamne Iisuse, urâtă-i starea asta înaintea Domnului. De ce să n-ai Tu o inimă liberă? De ce să n-ai Tu o inimă plină de iubire? Ce rău poate să-ți facă ție cineva, bărbatule, femeie, ca să-l urăști? Ura e chipul nevrednic. Cine urăște pe aproapele său este ce? Tare, sau și eu. Un ucigaș. Și apoi cine-i tatăl la ucigaș? Satana. Dar pe tu ești un copil răscumpărat, ești un fiu și o fiică a jertfei. Cum te lași tu în ură? Cum? Tu trebuie să iubești, nu să urăști. De aceea, astăzi, pune capăt la această stare. Eu am trecut prin fel de fel de probleme. Am avut vrăjmași care mi-au dorit rău. Am avut om care m-a dat în judecată, dar eu nu l-am lăsat, nu l-am dușmănit. Când vedeam că iese cu mașina din curte, ieșeam eu repede și până să închide el poarta, mă puneam lângă el în mașină. Și meream cu el, nu zicea nimic, dar eu tot cicăleam la cap. Și în felul ăsta, deci n-ai voie să porți ură pe cineva. Nu ai voie, tu ești un copil a jertfei cu Iisus. Tu trebuie să ai pace. Cum cântăm o cântare cântăreților? Să ai pace. O știți aia? Nu știți? Când cei din jur te vor privi, cu pacea Tatui vei uimi, să ai pace. Deci, n-ai voie să ai vrăjmași. Poți să te vrăjmășească oamenii, dar tu n-ai voie să ai vrăjmași. Într-altă împrejurare, cineva s-a purtat rău, rău, rău cu mine, dar a ajuns în nevoie, în necazuri. Și eu atunci am căutat să mă rog lui Dumnezeu, Doamne, eu cu el vreau să ajung în rai, iartă-l, scoate-l din nevoi, din necazuri, din boli, Doamne, ce era acolo, scoate-l. Și m-am rugat, cum acum în 18 împlinesc 83 de ani, atunci împlinem probabil 80-81 și m-am rugat mult și am plâns în rugăciune, dar n-am simțit ușurare. Și atunci am rugat toată biserica, ajutați-mă că eu mă rog pentru un vrăjmaș, am eu să fie mântuit. Și ne-am rugat cu toți, cât e biserica noastră, ne-am rugat cu toți, dar n-am simțit ușurare. Și a continuat în fiecare noapte, cel puțin de două ori, dimineața, seara, la mâncare, pe drum, într-una, numele ăstui om, Doamne, vreau cu el să fiu în rai, mântuiește-i viața. Și a trecut din octombrie până la mai, o zi, două, poate înainte de 1 mai sau poate după 1 mai, aici. Mă sună o soră din nordul Moldovei, de pe graniță cu Ucraina. Vai, ce bine, îmi pare că ți-am găsit telefonul, frate. Dar bine, ce nevoie ai, ce-i baiul? Apoi să-mi trimiți și mie 30 de dolari. A, Doamne, iartă-mă, cât s-or suna la mine numai tot 30 de dolari, apoi de unde să-i dau? Nu? Dar nici nu te cunosc, nu știu. Cine ești? Poate mă minți, poate mă încerci, ce, nu știu. Nu! Eu nu mint. Cura mea zice, așa vorbește Domnul. Eu sunt proroc, eu nu mint. Măi, așa o laudă n-am mai auzit. Dar putem încerca. Da, nu pune-te pe genunchi, mă pui și eu în Canada, e pe graniță cu Ucraina.
Și mă rog, vreun sfert de oră, aștept să aud o vorbire în altă limbă, nu aud. Aștept să aud ceva, nu aud. La un moment dat zic amin. Și când mă scol de pe genunchi, n-o soră. Dar n-am mai avut atunci în minte să mă rog pentru persoana respectivă. Numai ca încercare pentru asta. Ce zici? S-a arătat Domnul ceva? Da, mi-a arătat. Ce ți-a arătat? Mi-a arătat că tu te rogi pentru un vrăjmaș a tău să fie mântuit. Și Domnul Iisus a zis că îi place rugăciunea asta, să continui. Bă, tu ești proroc. Și apoi i-am trimis 300 de dolari. Slăvit să fie Domnul. Dragii mei, deschideți-vă inimile pentru vrăjmașii voștri, că asta e legea Harului. Să binecuvântați pe cei ce vă blastămă, să vă purtați bine cu cei ce vă fac rău, să iubiți pe vrăjmașii voștri și să nu-i urâți. Câți de aici aveți vrăjmași? Hai, ridicați o mână să vă văd. Păi ce faceți cu ei, măi, sunteți gata să vă rugați pentru ei? Atâția ieși aveți vrăjmași, atâția vă vrăjmășiți. Unii chiar neamuri de aproape să vrăjmășeți, gata să se dea în judecată. Mă, dar nu-i voia asta. Noi suntem copiii lui Iisus. Când cei din jur te vor privi cu pacea Tatui, vei uimi să ai pace. Glorie Domnului Iisus. Scumpii mei frați, eu vreau să-mi închei vorbirea, dar nu aș vrea să uitați ce a zis Sfântul Apostol, cel puțin în ultimul verset pe care și fratele, ca să mă ajute la citit, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Dragul meu, să fii de 100 de ani, dacă te joci cu firea pământească, dacă stă gândul la exercițiile firii, împreunări și ce știu ce alte minuni, mai ales dacă te uiți pe internet la toate scârboșeniile, apoi atunci să știi cât îi fi de bătrân, diavolul te va juca. Dar să fii cât de tânăr și ți-i putea stăpâni trupul binei dacă gândul-i curat. Mărire Domnului! Eram tânăr și necăsătorit și îmi stătea în minte că să nu mă însor niciodată, că nu avem pornirile astea. Apoi mai târziu, când au început să mă încerce pornirile astea, atunci m-am apropiat de Iisus și am cerut iarăși cu zile de post și rugăciune, 3 zile, și în cele din urmă Domnul ne-a vorbit printr-un vis, în 3 reprize, același vis, foarte însemnat. Alții n-au fost de părere, nu știu ce, au zis să întrebăm pe Domnul. M-am dus și am întrebat pe Domnul, dar am scris pe hârtioară frumos. 1. Doamne, vreau să știu că Tu m-ai iertat de toate greșurile tinereții. Punct. 2. Doamne, vreau să știu dacă Tu ai lucrat prin mine până acum, dacă lucrezi acum și dacă vei lucra în viitor. Că mulți după ce se căsătorea nu mai cânta, nu mai predica, nu mai proroce, nu mai erau tari în rugăciune. Toate le abandona, eu n-aș fi vrut asta nicicum. 3. Doamne Iisuse, vreau să știu dacă sora Marie Zemora e cea hotărâtă de Tine să-mi fie ajutorul potrivit în viață. Și apoi am făcut note.
Dacă mi se încurcă numeric și se răspunde la 3 în loc de 1, orice inversare numerică, nu cred că mi-ai vorbit tu. Și m-am dus cu hârtioara în mână, de multe ori rugându-mă până am ajuns acolo. Când am ajuns acolo, m-am pus în spatele tuturor frumos să nu mă vadă nimeni, toți erau cu fața încolo și eu am urcat pe trepte frumos. Am pus hârtia înaintea mea, Doamne, răspunde-mi, Doamne, răspunde-mi. Deodată, cum era cu fața către geam, acolo sora Rozalie vorbește în alte limbi și strigă la mine, tânărule, te-am iertat! Am tras peste prima. Acum a doua era cu 3 întrebări. De aceea am lucrat, lucrez și voi lucra! Am tras și peste aia. A treia, acum să vedem ce zice de ceea pe care am avut-o în vis. Tu întindeți brațele și cuprinde floarea despre care mulți zic că nu-i deschisă încă. În vremea viitorului care vine, petalele ei se vor desface și mirosul ei va fi simțit de la mari depărtări. Da, amin, tânărule! Așa-l cunosc eu pe Duhul Sfânt și așa cunosc eu prorocia. Punct și virgulă. Nu 50 de cuvinte și tu de-abia să alegi 2-3, să amen, nu-i amen. Așa, scurt, mărit să fie Domnul Iisus. Doamne, îmbracă adunarea asta cu Duhul Sfânt, fă să fie e proroci autentici, a căror cuvânt să zguduie, cum zice Venicius în cartea Ovades Domino, când s-a dus la împărat, la unchiul său. Zice, unchiule, am întâlnit pe Pavel, a fost la o adunare de creștini, nepotul împăratului. Acela Pavel, căruia îi se zice Saul, umbla cu fața ascunsă în leverul hainei, că el avea cancer care a izbucnit în față, întâi în costă, în sol, apoi mâncă carnea, apoi a izbucnit aici, apoi ochii au fost atăcați. Și el zice către galateni, vă mulțumesc că m-ați primit ca pe un înger a Domnului și nu v-ați scârbit de rana mea greu mirositoare, că rana de cancer putea mortăciune, umple casa. Și așa era el săracul, dar vestea Evanghelia, nu? Și Venicius să-i spune la unchiul său, acela Pavel, a căror cuvinte zguduie lumea și găcește gândurile oamenilor. Așa se facă, Domnul. Prorocii și evangheliștii de aici, de la izvorul mântuirii, să izvorască prin ei Duhul Sfânt, încât să zguduie lumea, să găcească gândurile oamenilor și să fie gata de a sluji unui Dumnezeu măreț și sfânt. Glorie Domnului Iisus! Dragii mei, aș avea multe de a spune, dar mă opresc aici. Să rămânem îmbrăcați în Domnul Iisus și să nu purtați grijă de firea pământească ca să nu-i treziți poftele. Fiindcă firea poftește împotriva Duhului, Duhul împotriva firii și sunt lucruri potrivnice și atunci nu mai poți face ce vrei, nu mai poți fi un pocăit autentic, devii lumesc. Domnul să ne păzească pe toți. Amin.